Despre ce o să discut astăzi este o mică prezentare, de fapt, a unui eveniment care s-a întâmplat foarte recent despre device-urile care am început să le folosim cu toții, ne referim la ele ca și IoT devices, și cum ne impactează ele viața de astăzi și potențial în viitor. Despre o agendă principală, o să fac o scurtă introducere pentru cei care nu știu ce înseamnă IoT, unde se găsește el, ce se întâmplă în spatele serviciilor de genul acesta. Un exemplu de security breach, cum am zis mai înainte, și după aceea o să mergem cu niște cazuri punctuale, cum au fost infectate device-urile, ce soluții avem pentru viitor, cum să ne protejăm. Și dacă o să aveți întrebări, o să am ceva răspuns la ele. Și am ales o definiție care mi-a plăcut super tare legată de, la IoT. Este de pe Wikipedia, este The Infrastructure of Information Society. Am tot căutat, înainte de a merge pe Wikipedia, ce înseamnă IoT și la ce se referă. Și mi-a plăcut partea de society. Este vorba de orice device care, în momentul de față, este conectat la internet, fie în mod direct, fie într-un mod indirect. Adică, mulți folosim smartwatches sau mulți folosim Fitbit trackers și tot felul de alte device-uri care, în mod activ, ele nu sunt conectate la internet, dar, din când în când, le facem sincronizare cu telefonul sau le mai conectăm la Wi-Fi. Și în momentul respectiv și ele devin IoT devices. Ce mai găsim în domeniul acesta este o fază de dezvoltare, dar se introduce pe aparate de cafea, în frigidere, în smart TVs, în rutere, în cam tot ce este electronic. Targetul este ca în următorii ani, până 2025, să fie conectat la internet. So, brace yourselves. Ce se întâmplă în spatele tuturor device-urilor acestora este o înregistrare a datelor din ecosistem. Fiecare părticică de inteligență care se află în spate are rolul de a înregistra ceva. Fie că înregistrează câți pași faci, fie că înregistrează cum îți bate inima sau ce fel de alimente ai în frigider, câți biți au trecut prin rută și în ce direcție, el înregistrează. Unele dintre ele au și rolul de a salva local informația, cum ziceam, exemplu de Fitbit. El stochează în brățară și la un moment dat o să le uploadeze undeva pe un nod. Partea de pushing to the cloud este un element de securitate. Cum faci asta? Cum te asiguri că datele tale sunt sigure? Cum te asiguri că unde au ajuns este un mod sigur de a păstra informația? Și după aceea, marea majoritate a device-urilor sunt learning devices. De exemplu, în cazul acesta avem termostatul de tip Nest, poate că unii știți dintre voi sau nu, este unul dintre device-urile care au intrat pentru prima dată în domeniul acesta. Este primul termostat inteligent care înregistrează acțiunile utilizatorilor din încăpere și în funcție de asta decide ce temperatură este optimă pentru viitor. Logica este undeva într-un nod, nu este a lui, dar informația se transmite lui. Așa că asta este iarăși un breach de securitate. Cum transmiți informația și cum te asiguri că informația vine de la o sursă credibilă. Toate astea pot să fie, să spun așa, interceptate de cineva. Ok. Exemplul de care ziceam, pe partea de IoT, a fost în 20 septembrie, și exact acum o lună, cel mai mare atac de tip DDoS care s-a întâmplat vreodată și asta s-a putut efectua cu ajutorul a câtorva device-uri care le considerăm banale. Routerul de acasă, DVRs, tot ce înregistrează video și face playback la video și camere video. Toate acestea sunt conectate mai nou la internet și marea majoritate dintre ele nu au niciun tip de securitate. Sau au o securitate foarte banală. Ce s-a întâmplat în spate a fost, o să vedeți și un pic pe site-ul următoare, cu parole hardcodate de la producători care nu le pot schimba. Și
ce s-a întâmplat a fost o perioadă de control a unor persoane foarte bine intenționate, peste 500 de milioane de astfel de devices și puse într-un target foarte bine poziționat, peste un provider francez, un data center, OVH, îi spune, unde la un moment dat, sau pe parcursul unei zile, a avut peste un tera de trafic pe secundă, datorită acestor atacuri de tip DOS. Este puțin ce se poate face at this moment, din punct de vedere al data center-ului în sine, decât să scaleze serviciile. Dar ce se poate face este pe partea cealaltă, de devices, cum le protejăm și cum ne asigurăm că nu se mai întâmplă așa ceva. Ce spuneam, că aceste device-uri au fost interceptate și după aceea targetate de acei binefăcători, este transformarea lor în proxies. Ele nu mai au control absolut asupra acțiunilor care le fac și astfel ele devin internet proxies. Poate că unii ați folosit sau unii știți ce înseamnă. Este de fapt un punct de legătură între două noduri pe internet, astfel încât identitatea primului nod să fie ascunsă de al doilea. Și în așa fel se folosesc aceste device-uri. De ce s-a putut întâmpla chestia aceasta? Pentru că foloseau firmware vechi. Cu toate că ianuarie 2015 pare o dată relativ recentă, în materie de securitate este deja destul de învechită. De atunci și până acum s-au găsit foarte multe breșe de securitate pe diverse algoritmi de criptare, parte de logică în telnet, în protocoale de SSH. Și toate acestea sunt implementate nativ în device-urile care, de obicei, noi când le cumpărăm de pe raft, ele sunt produse în 2012, 2013 și mai departe. Și foarte puține mai sunt actualizate. Marea majoritate a device-urilor, cel puțin acele din prima generație, vin cu default username și password, care nu le mai schimbă nimeni. Sau care, uităm să le schimbăm, sau din diverse motive, rămân aceleași. Pe următorul slide o să vă prezint o listă de astfel de username și passwords, care și astăzi încă sunt active pentru diverse modele de routere sau camere web. Dacă vă găsiți și modelul vostru de acasă, pe acolo, vă sugera să acționați un pic în privința asta. Ce se întâmplă iarăși este Interneting Firewall. Camerele web, să spun, dacă sunt ceva de personal use, ele de obicei sunt conectate la un router care nu are o regulă de securitate foarte solidă. Și atunci e destul de ușor ca să ajungi la device-urile care sunt mai vulnerabile, dacă tu nu ți-ai pus o bază destul de strong înaintea ei. Și să nu uităm scandalul care a fost un scandal. Exemplul care îl avem cu Yahoo și cu baza de date, peste 500 de milioane de conturi sparte și știm cu toții că oamenii au o memorie limitată și atunci nu își pun foarte multe parole la conturile lor. Au cam aceeași parolă la diverse device-uri și pe logica asta se bazează și hackerii când încearcă. Băi, la IP-ul ăsta, hai că încerc parolele astea. Poate merge. Și de obicei una din 10 funcționează. Aici, cum am spus și mai devreme, este o mică listă de device-uri, de camere web cu default username și password, care le pot sau nu le pot schimba, dar astea au fost folosite pentru a se produce acel DDoS. Cum s-a ajuns aici este destul de simplu. IoT nu are un IT department. Și ca orice firmă de securitate, te bazezi pe cineva că vine și zice, nu mai faci asta. Sau, asta nu mai e bine să faci de acum înainte. Însă, IoT se referă la orice ajunge la end consumer. End consumerul nu are o regulă după care se ghidează legat de securitate. Și atunci, rămâne în responsabilitatea altcuiva să se asigure de partea asta. Și aia suntem, de obicei, persoanele tehnice. Persoanele care produc așa ceva. Și rolul este să ridicăm awareness, raise awareness. E foarte greu să găsesc un echivalent în română, așa cum cer scuze. Dar rolul este mai mult să fim conștienți de problemele care pot să apară, decât neapărat să acționăm pe ce s-a întâmplat până acum.
de obicei partea de updating este dificilă pentru că unele device-uri nu sunt conectate la internet, unele device-uri nu au capacitatea aceasta pentru că nu a fost gândită în momentul respectiv. Și altele au partea de energy constraint. Se bazează pe faptul că device-urile sunt gândite să țină bateria mult. Un smartwatch nu te interesează dacă ține bateria o jumătate de zi, dar e foarte appealing dacă te ține 30 de zile. Și atunci, pentru a ține 30 de zile, trebuie să faci anumite constrângeri. Hai că nu pun atâta securitate pe el, că nu se întâmplă nimic, că e doar un ceas. Poate e aia. Deci, soluții, partea de sandboxing. În principiu, când ne gândim la soluții hardware și la soluții tehnice, mai nou putem să considerăm conceptul de sandboxing, să izolăm tot ce considerăm că este, poate fi vulnerabil. Și toate device-urile din categoria IoT, nu toate, să nu exagerez, majoritatea se încadrează aici. VPN pentru encripție, așa cum spuneam la partea de proxy și de firewalling, atât timp cât device-urile pe care noi urmează să lucrăm sau să acționăm, nu sunt suficiente capabile și de puternice ca să suporte un protocol de securitate suficient de bun, putem să cumpărăm sau putem să apelăm la cineva outside IoT care să ne asigure un environment securizat. Partea de monitorizare pe rețea, atât timp cât aceste device-uri sunt conectate la internet, ele circulă. Informația circulă printr-o anumită rețea și putem să monitorizăm traficul. Dacă vedem că la 3 noaptea se downloadează 10 giga de informație pe camera mea web, pot să-mi pun ceva întrebări. Și, ca să nu uităm, este un factor destul de important, partea de politică. Guvernele, toate de asociații la nivel european, aici s-a acționat prima dată, deși cele mai mari probleme sunt în US, contest, europenii s-au trezit mai repede pe partea aceasta, vin cu reguli pe care să le impună guvernul asupra tot ce o să fie IoT. Nu o să mai poți să te conectezi dacă nu respecti anumite protocoale și standarde. În momentul de față nu există, e doar la nivel de concept, dar o să ajungem și acolo. Ca și ce aș vrea să luați cu voi din toată această discuție, Internet of Things e un lucru bun. Nu e ceva de care trebuie să ne ascundem sau să nu mai folosim mamea și arunc routerul, pentru că poate să fie fatal. Dar dacă nu se adresează problemele de securitate, s-ar putea să ajunge la niște probleme mult mai mari decât avem acum. Asta pentru că lumea tinde să fie o lume conectată. Tot ce înseamnă mijloc de transport în comun, tot ce înseamnă mijloc de sănătate, tot ce înseamnă asigurări, bani, totul o să fie conectat și controlat de cineva. Atunci spui problema că, ok, eu unde mai am ceva de spus în partea asta? Și mai bine acum decât mai târziu. The beast is yet to come. N-am vrut să spun the beast. Dacă nu acționăm pe partea de securitate, aceste BDOS-uri sunt mici copii pe lângă ce o să ajungem. Și ce vreau să luați așa ca un small takeaway și action for you, îi să verificați măcar routerul de acasă, în ce stadie este. Mi-am schimbat parola vreodată pe el, mi-am luat update la software, la firmware. Așa, ca idee, eu folosesc GDPRD și e ceva care am mai multe încredere decât în firmware-ul nativ al rutbezorului. Știți, dacă aveți ceva întrebări pe partea asta, I'm here. Știm ce s-a întâmplat de fapt aia cu și ce atunci facem în contul noi, primul lucru se schimb parola, dacă n-ai făcut. Okay. Și doi, Iacob a fost un target tot timpul pentru Maritime, pentru că el la început a fost o bază de date de utilizator mult mai solidă decât avea Gmail sau oricare alt web-based email service și s-au început atacurile asupra lui mult mai înainte. Atacurile începute au fost tot escalate. Păi, eu am găsit hack-ul ăsta cu dur mai departe. Și, anyhow, tot ce înseamnă web-based email e primul target pentru email, pentru hacker. Nu știu ce putea să faci. Eu personal am renunțat la Iacob de mult.
dar poți să te orientezi un pic după trendurile globale. Aici intervenție de stocking, dar Yahoo scade foarte tare în stocks. Îți pui niște întrebări de ce se întâmplă asta și dacă mai au buget ca să finanțeze securitatea lor. Poate că nu mai e atât de bine și văzut la acest